am încercat să deschid aceste cărți vechi a fost faptul că n-am avut niciun cuvânt de schimbat. Totul rezistă, totul este încă viu, totul pare atât de actual încât eu însumi am fost speriat, pentru că scriu în momentul de față la o carte care încearcă să se despartă și să plece mai departe cu câțiva pași de tot ce am făcut până acum și care este obosită pur și simplu de nivelul informației acestor trei cărți. Sunt, dacă vă uitați la datele apariției, constatați că în clipa aceea, fără ca eu să știu, fără să am alte informații decât Valerii, Umberto Eco cu Opera Deschisă, care era atunci publicată la noi, bazându-mă doar pe câteva date, pentru că n-aveam acces la bibliografia europeană și mondială decât extraordinar, în puțină măsură, pe baza unor date minime am încercat să dezvolt teoriile și să le dezvolt din aproape în aproape, bazându-mă doar pe aceste foarte puține cărți. Sunt uimit și acum cât de departe am ajuns cu informația la anii aceia de la sfârșitul anilor 70, sfârșitul anilor 60 chiar, pentru că expresivitatea involuntară e un cuvânt care apare în 1964 într-un articol din 67, într-un articol din Ramuri. Cred că a fost o inițiativă bună a editurii Polirom, Cartea Românească, să retipărească aceste cărți, pentru că la un anumit număr de ani constați că sunt cel puțin două generații care au trecut de atunci. Cărțile acestea sunt ca și noi. Îmi revine plăcerea să vă anunț că până la sfârșitul anului apare și Expresivitatea Involuntară 1, căruia o să-i adaug un manual de orientare a privirii, care va fi, sper, o noutate de asemenea în interpretarea românească. Vă rog să-mi țineți pumnii, pentru că este o carte extrem de grea. Sunt epuizat și la vârsta mea nu mai am puterile pe care colegii dumneavoastră mai mari le cunosc bine, chiar și colegiile. Vă mulțumesc pentru această prezență, vă mulțumesc pentru tot, pentru invitație și încă o dată vă rog să-mi țineți pumnii. Cum am spus, suntem presați de timp pentru că lansările sunt una după cealaltă și urmează